Pentru noi, cei care venim din exterior, este întotdeauna o plăcere deosebită să venim la fabrica de tractoare și utilaje agricole din Reghin, pentru că aici, încă de la poartă, totul e perfect. E o atmosferă atât de plăcută și se vede că organizarea este desăvârșită. Și atunci, chiar de aici, aș vrea să începem, alături de invitatul nostru din minutele următoare, doamna Diana Bogdan, director de marketing al acestei fabrici. Chiar e totul așa de minunat cum arată din exterior? Da, după cum vedeți și dumneavoastră, ne ajută și natura în această perioadă, dar și oamenii din interior. Eu zic că e un tot unitar între exterior și interior. De cât timp munciți în această întreprindere și cum s-a întâmplat să ajungeți aici? Nu am o vechime foarte mare. De anul trecut, de la 1 iulie, am venit aici în urma unui post creat. Departamentul marketing n-a existat în această societate, și am venit dintr-un alt domeniu, oarecum cu legătură, să zic așa, ca o continuitate, dintr-o agenție de publicitate, deci am lucrat în domeniul advertisingului și oarecum zic eu că tot ceea ce fac aici, o mare parte se regăsește în activitatea pe care am desfășurat-o 14 ani în agenția de publicitate. Cum vi s-a părut ideea în acel moment de a lucra în Irum? Pentru că știm, e o fabrică cu o imagine foarte bună, atât în oraș cât și în afara orașului. Da, așa este. Pentru mine a fost o provocare. Și în acel moment am simțit o plafonare în ceea ce făceam eu până la momentul respectiv, lucru care n-am lăsat să se întâmple, am zis că e prea devreme pentru o plafonare și atunci am hotărât să încerc altceva, iar faptul că am reușit să ajung la această fabrică, să lucrez pentru Irum și de fapt pentru grupul de firme Irum și Mavipro, pentru că mă ocup atât de Irum cât și de Mavipro, firesc că este o onoare. Ce înseamnă, de fapt, această funcție pe care o ocupați? Practic, ce aveți de făcut? Această funcție, repet, și acest post creat a venit ca o nevoie, ca o necesitate în a promova grupul de firme, a promova strategia de dezvoltare a Maviprod și strategia de brand pentru Irum. Practic, acest post implică mult mai mult de atât, implică studii de piață, strategii, planuri de marketing, buget și foarte multe elemente care apoi concură și se reflectă în vânzările, până la urmă că asta dorim, să creștem vânzările, să creștem notorietatea numelui, a brandului și implicit a vânzărilor. Acum, sigur, cineva din exterior ar putea spune de ce mai e nevoie să se lucreze la acest capitol, de vreme ce fabrica merge foarte bine, se știe, și are o imagine foarte bună. Da, așa este, are o imagine bună, lucrurile merg foarte bine, însă trebuie să meargă, zic eu, și cred că și conducerea mult mai bine. Deci avem și am identificat unele carențe, aceste lucruri trebuie puse la punct, trebuie lucrat pentru că marile companii așa lucrează, după un plan de marketing, după o strategie și e firesc ca și Irum să intre în rândul acestor companii mari. Și totul să fie, deci totul să se lucreze organizat și să orice campanie și orice să se dezvolte, se dezvolte după un studiu de caz, după nevoile identificate pe moment. Deci trebuie gândit o strategie pe termen lung. Și ăsta e rolul meu. Aici intervine rolul meu de a gândi strategii de dezvoltare pe termen lung. Pentru că noi gândim pentru mai încolo. Acum, într-adevăr, suntem cunoscuți, vânzările merg, deci totul e ok, dar Bănuiesc că este o întreagă echipă până la urmă care se ocupă de această parte de marketing și probabil sunt foarte mulți tineri care au studii de specialitate, care au cunoștințe, care au învățat. da, așa este. Munca aceasta trebuie făcută în echipă. Deci nu este o muncă pe care poate să o facă singur directorul de marketing.
În acest, în acest sens, am norocul să am colegi, am o echipă de colegi tineri, profesioniști, colegi de pe vânzări, de la cele două departamente, atât în IROM cât și în cadrul Mavi Prod, și împreună să concepem și să colaborăm, să identificăm nevoi, strategii și să punem un plan, să zic așa, să punem în acțiune un plan. Deci fără munca și ajutorul lor nu se poate. Deci aici nu este o muncă individuală. Și ca să ne facem o idee și mai bună despre ce înseamnă această muncă, v-aș întreba care a fost cea mai mare provocare pentru dumneavoastră de când sunteți aici? Toate au fost, să zic, provocări. Tocmai asta a fost ideea, că am vrut ceva nou și totul este nou, însuși domeniul este un domeniu total diferit cu care a trebuit să mă obișnuiesc încă de la început. Și vă repet, până la ora aceasta totul este nou, doar probabil că după un an de zile aș putea să zic că anumite lucruri se repetă. Absolut tot, de la organizarea de evenimente, târguri, expoziții, totul a fost nou. Și ce este cel mai greu? Probabil că cel mai greu este comunicarea între departamente. Aici probabil că vedeți că oamenii, noi de fapt suntem foarte diferiți și înțelegem lucrurile în mod diferit, și aici probabil că e cel mai greu să existe un limbaj comun. La asta încă lupt, să zic așa, muncesc, ca echipa cu care interacționez să înțeleagă și să putem vorbi aceeași limbă. Vorbim de specialitate, în specialitate, în domeniu, știți? Aici eu va trebui încă să mă obișnuiesc cu ceea ce am găsit aici, cu colegii, cu cum erau ei obișnuiți să lucreze. E un pic dificilă partea asta, dar eu sunt convinsă că vom reuși să comunicăm așa cum ne dorim și în final lucrurile să iasă bine. Îmi imaginez că a fost totuși un pas curajos din partea dumneavoastră în momentul în care ați renunțat la fostul loc de muncă pe care îl făceați poate și de un deceniu și să schimbați cu totul. Ați avut curaj. Da, într-adevăr. Într-adevăr, multă lume mi-a zis lucrul acesta. Singurul lucru ce mi-l reproșez cu ghilimele de rigoare e că am făcut acest lucru prea târziu. Probabil că ar trebui să-l fac un pic mai repede, că tot exista dorința asta. Plafonarea deja a început să se simtă și nu mă caracteriza, dar sigur că da, a fost nevoie de curaj și nu a fost ușor, pentru că în acelalt loc de muncă unde am lucrat, în domeniul publicității, cu experiența mea de 14 ani, toate lucrurile erau cunoscute, deci nu mai era nimic nou. Nu mai era nimic nou, era un serviciu, privit din exterior, un serviciu foarte ușor și foarte comod, să zic așa. Însă comoditatea nu mă caracterizează. Asta vreau să spun, că sunt foarte mulți oameni, chiar și tineri, care își doresc un loc de muncă liniștit, pe care să-l cunoască foarte bine și care să le asigure traiul de fiecare zi. Nu-și doresc provocări, nu-și doresc lucruri noi. Da, așa este. Și cu tristețe pot să spun că în rândul tinerilor se simte tot mai mult acest aspect, culmea, unde ar trebui să existe elanul acela specific tinereții. Constat că nu este. Fiecare caută să-și termine, să-și finalizeze studiile, să ajungă într-un loc, exact cum spuneați, comod, bine, și bine plătit dacă se poate. Și cam atât. Și cam atât. Eu am făcut acest lucru strict ca o provocare, nici de cum din alte considerente. Eu vă admir foarte mult pentru că, fiind reghineancă, ați reușit să vă găsiți un loc de muncă ideal, așa mi se pare mie, în orașul natal. E ceva să fiți aici cu familia? Da, într-adevăr, și acesta este un aspect că se poate și în Reghin se poate. Nu vă ascund că probabil că au existat tendințe în care aș fi putut să plec. Am avut oferte și eu și soțul meu de a rămâne și în cadrul universității.
în afară, dar patriotismul local e mai, se pare că este mai, mai presus și am zis că trebuie să se poată și la noi. Chiar dacă Reghinul este un oraș mic, cum știe toată lumea, cu posibilități reduse, cu oferte mai puține pentru locuri de muncă, însă totuși zic eu că atunci când îți dorești ceva, poți să realizezi. Da, se vede că oamenii de calitate își găsesc ceea ce își doresc și ceea ce au nevoie. E foarte interesant, din nou, faptul că ați pornit în viață pe calea învățământului. Ați fost mai întâi cadru didactic după terminarea facultății. Da, așa este. Întrucât n-am reușit să intru în domeniu, am predat, am fost în învățământ 3 ani de zile la 2 licee din oraș, 2 licee foarte bune, unde acea perioadă de 3 ani de zile mi-a oferit o experiență deosebită, zic eu. Apoi am trecut într-un alt sistem privat, unde am continuat până astăzi, total diferit. Zic eu că fiecare experiență pe care am cumulat-o la locul de muncă este foarte importantă și m-a ajutat să continui în viață. Adică fiecare și-a pus amprenta, fiecare loc de muncă și-a pus amprenta și am avut de unde învăța și de la cine învăța. Experiența aceea în învățământ a fost foarte interesantă, ca tânăr absolvent să predai tinerilor de liceu cu vârstă foarte apropiată de mine. Dar a fost foarte frumos. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut ceea ce am făcut și zic eu că a meritat. Dar totuși nu v-a caracterizat, pentru că ați vrut să schimbați, ați trecut în mediul privat. Da, deci mediul la stat, deci munca în întreprinderile de stat nu m-a caracterizat. Deci nu m-am simțit bine. Nu m-am simțit bine nicio clipă. M-am regăsit în mediul privat mult mai bine, adică acolo mi se pare și aici mi se pare că lucrurile sunt mai organizate, că puterea de decizie este mai bine structurată, că angajatorul este mai aproape de angajat și că poți evolua. Așa am simțit eu și simt în continuare, de asta sunt și la o firmă privată. La lucrurile în sistemul de stat, în sistemul bugetar, sunt total diferite. Acolo simt mai mult haos și mai multă dezorganizare, ceea ce nu mă caracterizează. Eu sunt un om consecvent, poate ușor meticulos, și atunci mă regăsesc mult mai bine în sistemul privat. Acum, sigur că și în sistemul privat există firme și firme. Știm, sunt și exemple negative, chiar și la noi în oraș. Așa este. Însă eu am avut probabil marele noroc să trec de la o instituție de stat la una privată, de unde am învățat foarte mult, unde am fost înconjurată de oameni minunați, de la care am avut ce să învăț. A fost o experiență extraordinară și am întâlnit oameni cărora le mulțumesc și probabil toată viața o să aibă un loc în sufletul meu. Simt că și noi am învățat foarte multe de la dumneavoastră din acest parcurs, iată, școală, apoi mediu privat, marketing, un domeniu de viitor și munca într-o fabrică de renume, o fabrică exemplară, așa cum am spus, nu doar pentru zona noastră, poate chiar pentru Europa până la urmă. Dar pentru că este o emisiune despre oameni aceasta, să încheiem cu un mesaj de suflet, să ne adresăm reghinenilor. Ce le-ați spune în acest moment? Reghinenilor aș spune că ar trebui să se întoarcă cei care au plecat, pentru că se poate și există șanse și la noi, iar celor care sunt în Reghin, care își fac studiile, să rămână în continuare. Pentru că dacă toți oamenii de calitate și Reghinul are oameni de calitate, școlile reghinene și învățământul reghinean este de bună calitate, avem dascăli foarte buni, dacă toți ar pleca, atunci probabil că peste câțiva ani ne-am aflat într-o altă situație. Dacă astăzi societatea noastră a zis că arată impecabil și arată așa, se datorează și faptului că mulți reghineni, majoritatea reghineni, și-au regăsit aici locul de muncă.